simpaticule. Mulțumesc. Căci mare. Nu știu câți dintre ei au fost la un restaurant vreodată în viața lor să fie serviți. Un restaurant foarte frumos. Ajută-mă, te rog. M-am dus să fac și felul 2. Pei școlniță, pei școlniță, pei și... pos, pes, ostropel. Paprikaș? Paprikaș. Eu nu vreau să mă laud, dar știi care trebuie? Eu am luat cuțitul de aur de la șef la cuțite. Scărlătescu, de la mine știe tot ce știe. Cu Scărlătescu am învățat de la mine, eu am învățat de la Scărlătescu. Uite, îl sunăm și întreabă. Păi cine te-a învățat să gătești? Și o să zic, Liviu Vurciu. Pe Bontea l-am învățat poker și el pe mine bucătărie. Și mulțumesc că tot timpul când îl sun e fresh, imediat îmi spune pune aia, pune aia, pune aia, pune aia. Și când îl aud, șef Bontea mi-a spus așa, după ce e carnea după grătar, o las 5 minute să se odihnească. Cât de tâmpit și prost să fiu, să bălesc lângă o farfurie. Când de... Câți dintre dumneavoastră au luat, ați luat carnea după grătar, ați pus-o în farfurie și a stat pe ceas așa? Cum e, mă, odihnită? Nu e. Mai așteaptă un minut. Lași carnea să se odihnească. Nu o să-l ui toată viața. La montaj acolo, vă rog, eu toată viața mea mi-am dorit, că am văzut pe ea în reclame. Vă rog eu frumos, dacă mă puteți da în slow motion când fac asta? Am făcut picea pacii... Paprikaș? Paprikașul? Într-un cadru intim ce plinește orice gurmand cu bucate și mese îmbelșugate, copiilor li s-a pus burta la cale cu mâncăruri sănătoase, tradiționale. Când să ne dăm plecați, patronii ne-au mai băgat și în plasă cea mai aleasă varietate de preparate din prăvălia lor, plină cu bunătăți din Ardeal. Mulțumim frumos! Ce-mi plac mie oamenii care dăruiesc, dar din dar se face rai! Așa e! Mulțumim frumos! Banii pe care mi-ai dat ăștia... au făcut rai sau ales praful, puteți să mai îndai unii ca să mai fac o altă rai. Îți dau până când zici tu că e bine. Aia. Să te văd. Televizor. Să fie de față, ca să nu zică lumea că ți-am pus în off vorbele. Nu-i mai dau niciun ban. Nu, ai zis că-ți dau, ai zis că-ți dau. Nu-i mai dau niciun ban. Nu-i mai dau. Mai zi o dată, vrei. Nu-i mai dau, nu-i mai dau niciun ban. Nu-i mai dau niciun ban până nu-l văd. Să scadă fațetele dacă nu spui adevărat. Să cadă, nu, nu te jura. Nu, că poate mai am nevoie. E bun, ce vorbesc. Am umplut traista și am venit spre tabără, spre cazare. Toți copiii aleși de Neamărin în acest sezon au o poveste. În tabăra lui Neamărin, zâmbetul reapare și fiecare își deschide mai lesne sufletul. Să-l ascultăm pe Cosmin. Locuiesc cu bunica mea și mă crește de la 4 ani. Doar eu cu bunica sunt în casă. Tata este plecat în Norvegia și mama locuiește cu chirie, bunica mea. Mă apără de tot ce este rău. Mă învață bunele maniere, cum să fiu corect, să nu mint. Este și un proverb. Ce ziua nu-ți place, altuia nu-mi face. În anii când aveam vârsta lui, părinții mei au trebuit să plece la muncă. Așa era și atunci. Am fost și eu crescut de bunicii mei. Atât mi-am iubit bunicii, încât în clipa când au plecat din lumea asta, am simțit un gol atât de mare în sufletul meu și am spus soției, cel mai frumos lucru din viață, se oprește aici. Eu sunt așa datorită bunicului meu. Bunicul știa să facă de toate. La noi în curte nu intrau decât zidarii să facă, nu știu, zidării. În rest, făcea tot, de toate. Și mi-aș dori ca și bunica lui Cosmin să-l educe așa cum a fost eu educat de bunicul meu. Când o să fiu mare, o să vreau să mă fac polițist. Vreau să lucrez de partea binelui. Doar să apăr țara de nelegiuiți. S-a lăsat seara în tabăra noastră. Ca să ne facem poftă de somn bun, ne băgăm lângă un bec pentru jocuri. Cruduțe. Știi să sări, Cruduțo? Ce? Da! Coarda! Hai, Cruduța! 3, 2, 1... Și... Unde să sari? Sări! Așa, Daniel! Daniel, fata! Dă mâna, fata, Daniel! Hai! A căzut în cap, direct pe spate. N-am văzut în viața mea un om
care se lovește și se crăcănează de râs. Cred că e neam de Amstaff, Pitbull, că ea n-au gena durerii, știți? Fiți atenți! O să înceapă să cânte o melodie, o muzică. Când se oprește muzica, vă așezați pe scaun. Băi, la jocul ăsta l-am cum să pierdem, pentru că este foarte simplu, foarte ușor. Ce facem? Ce trebuie să facem? Mișcă-te! Hai! Dansați! Hei, dansați! Lasă! Lasă-l! Lasă-l! Lasă bebe să fac o dată! Se ridică așa, așa! Îi așa, așa! Lasă-l! Așa, așa, așa! Și nu, aoleu, asta cade din picioare, mă, nene, mă! Ia uite, nici așa nu stă-ți doar, uite! Hei, nu, nu! Bine! Băi, și ne-am învârtit în jurul scaunelor, ne-am învârtit în cerc. Copiii s-au distrat și noi ne-am distrat altfel. Copiii mi-au transmis energia asta pozitivă și nici nu mai simțeam oboseala. Eu dar la ușa casei așa. Afară! Am vrut să las copiii să bucure. M-am pus eu ca neamărin. Neamărin mai aveam puțin și l-a dat pe copilul ăla, l-a aruncat într-un șant să se pună el pe scaun. Neamărin fugea și într-o parte în alta se punea jos, a văzut că nu se termină muzica, iar se ridica, iar se punea repede jos. A fost foarte glumit, cât am râs. Doamne! Dar m-am pus și eu la mintea lor. Pușcă, ești în joc! Afară, afară, afară! Afară! Neamărin a dat afară pe toată lumea, să câștige. Că el nu știe el, cu competiția nu știe. Mă simțeam ca un copil din ăla de 8-10 ani în curtea școlii. Fiecare cu competiția lui. Nu poate, dacă intră în cora asta, el nu poate. El trebuie să câștige, el trebuie să fie cel mai bun, el trebuie să fie... El a uitat că joacă cu niște copii și să lase copii să se distreze. Bine, până la urmă, tabăra lui poate să facă ce vrea, auzi? Bravo! Bine! Și la final și-a dat seama, toți am ieșit și-a dat seama și el și-a... L-a lăsat pe copil să așeze și-a putut... Campioană! Campioană! Bravo! Eu am câștigat. Mi-a plăcut muzica pe care a cântat-o. Cânta unii, nu știu exact care era piesa, dar ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Am o căsuță mică, așa, 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 și fumul se ridică, așa, așa, așa. Să știi tu, Dezulnic, o să ai fetiță. Da? Nu cred. Asta o să cânt eu? Da. Când o să fie fetița? Am o căsuță, așa, așa, așa. Eu bă la ușa casei, așa, așa, așa. Lustrez pantofi, așa, așa, așa. Cioc, cioc! O nouă zi se arată. O zi în care Neamărin a spus piscină. La intrare în Brașov ne-am oprit la un magazin pentru că niciunul dintre ei nu are costum de baie. Unul ăla era rușine să ne spună, știi, uite, eu nu am costum de baie. Ce n-am? Niște short-uri să facem baie. Nu faci noi baie? Nu? Mititica, 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 mititica mea. Mititica mea. Mâna la gură. David a strănutat fără să pună mâna la gură. Mâna la gură. N-a pus mâna la gură, s-a întors cu spatele. A mai mers și a mai mers și tot vedeam că strănută și că tușește. Ce ai răcit? Ai fața asta? David, ai răcit? David. David. Nu. David. Nimic. David. Nimic. David. David. Și nimic. Mergea și că nu strigă nimic. Și automat... Tu în mașină, dai drumul momentul ăsta mașină. Stă cineva în mașină? Avem șofer? Am vorbit cu șoferul să nu cumva să coboară de mașină până intrăm noi din magazin. Că sunt și eu părinte și știți cum sunt copiii. Ce să găsim? Costume de baie, trebuie să iau lui Valentin, trebuie să iau lui David. Chiar dacă supăra pe el, trebuie să iau și lui. Bianca. Bia și Laurei. Mamă, ăștia sunt mai tăi. Da. Zic, crezi că sunt... Da. Sunt buni? Îți iau mă și ție unul? A, tu ai? Mamă. Ce să-ți iau mă? Ce copii modești? Deci că eu am și eu nu-mi cumpăra. Deci, bravo mă. Lasă-mă că-ți cumpăr altceva ție. Pai, costume de baie pentru... Mă, Livre, dar tu n-ai atâta, mă, ce ai așa de multă? Cum n-am? Toată lumea mă întreba, ai cui sunt ai mei? M-am apucat de treabă, ăștia-s toți. Păi cum? Suntem în vacanță! Păi da! Suntem în vacanță cu copii! Exact! Pe toți îi îmbraci! Pe toți, păi da! Să rămână, doamne, avem și noi două costumașe de baie, unul mai mare și unul mai mic, că e altceva.
Fetele mele niciuna n-avea costum de baie. Așa, rozul ăsta? Roz? Sau pestos. Bleu? Rozul. Roz. Și pentru cea mică... Vrei cu fustiță sau vrei așa, vrei doar chiloțel? Cu fustiță? Cu fustiță. Cu fustiță. Gata, astea două. Da? Mulțumesc. Mulțumim. La revedere, doamnă, și o zi frumoasă vă dorim. Mulțumim. Să mergi cu 5 copii la cumpărături e o senzație extraordinară și eu n-am trăit-o niciodată până acum la modul ăsta. Adică am fost așa de implicat încât îi consideram copiii mei. Ia, ridică asta să te văd. Ăsta e mal tău, ești nebun, ia uite-l. Turnată-ți vine. Gata, l-am luat. Cât sunt ăștia? La mărime? Nu, un preț. Noi. Cum? Ți-ai purtat să plăce? Da? Da. Ai, de să rămână. Da. Mă bucur că să rămână mult de tot. Vă și mulțumim. Și pe neamărim e și el pe aici, care și el un grup de copii. Că fiecare avem câte 5 copilași, trebuie să-i îmbrăcăm pentru piscină. A fost foarte ușor să merg cu ei să cumpărăm costume de baie, pentru că am mers doi câte doi. Foarte cuminți, mă, dragi de ei. Bravo, măi, avem costume de baie. Bravo, simpaticilor. Să le purtea sănătos. Mulțumesc. Mulțumim să rămână. Mulțumim frumos. Le-am cumpărat la fetițele mele. Ia uite ce frumos. Da, bine. Le-ai cumpărat. Un pupic neamărin. Și puteți să vă duceți liniștiți. Doamna a fost foarte drăguță și le-a dat două slipuri la băieții mei. Să rămână, mulțumim frumos. Vă dea Dumnezeu sănătate. Mulțumim. Bravo, băi, ești bărbat. Prima măsură de la bărbat. Oficial ești bărbat. Hai, dă-i jos. Pe iau ăștia lui David. 36, ia vezi, îți vine. Gat, perfect, alea două perechi. Daniela, îmi place că are grijă de noi, și că poartă frumos cu noi. Mulțumim. Haideți. Mamă, uite, cu Messi. Când am văzut alea, am zis, mamă, astea sunt. Messi? Eu, Messi. Messi, Messi, Messi. Tu ești cu Messi, mă? Da. Sau tu ești cu Real? Barcelona. Ei îl plăceau pe Messi cu fotbalul, cu băieții cu fotbalul. Așa. Îl dați gratis? Da. Mamă! Să le dăm la toți trei acum. La toți trei cu Messi? Da. Este! Dacă toți sunt prieteni, dar sunteți prieteni numai dacă sunteți prieteni. Da. Chiar am simțit că am făcut cu sufletul, am făcut cu dragoste. Doamne, vă mulțumesc, dați-mi voie să vă pup. Mulțumim. Vă mulțumesc. Cu plăcere. M-am uitat și am zis cât de ușor faci fericiți niște copii cu niște lucruri atât de mărunte, că până la urmă nu a fost mare lucru ce am luat noi, n-am luat lucruri scumpe, dar toți au plecat fericiți de acolo, de la magazine. Mulțumim, la revedere. Așa, copiii mei. Păi da, acum ăsta sunt 3 zile, 4, eu sunt. Îți place, îți umple sufletul chestia asta. Să rămână, costumașe de baie pentru fetițe aveți? Noroc de la Dumnezeu. Așa, îți place pentru ea? Da. Da? Cât vă dau? Dați-mi doar 6 zile. Am înțeles că s-a dat și pe gratis, nu în magazinele unde am intrat eu. Știu cine a luat pe gratis, că eu cam le-am plătit pe toate. Ești frumoasă și cu mine, lui Vârciunul îi convine. Tăream, tăream. Dar nu e meritul meu. Efectiv, oamenii au simțit să empatizeze cu povestea noastră. Așa, bravo. Mulțumim. Să rămâile. Doamna Aștă. Pepe este foarte grijuliu, foarte iubitoră și are o inimă de aur. Ce e tu? Ce vă place? Zi? Asta? Mi place asta. Luați-vă ce vreți voi, hai. Ce vrem noi? Ce vreți voi? De pâine și roșii. Hai, bravo. Și am luat Laurei. Tu vrei pe ăsta mic mov? Bianca-i. Tu la fel vrei? Trebuie. Și lui Teo. Și lui David am luat. Dar cel mai simpatic a fost Valentin, că el și-a luat ultimul. Știa ce bani am la mine și a început să facă calculul. 20 cu 15, 35. Și cu 25. Și cu 15, 75. Oh. Leșiri, eu nu mai pot de focul lui. Ia-ți o minge. Mingea câtă-i? Cât costă o minge? Cât costă o minge? Și a zis, nu-i problemă, ia-ți o minge. Alege tu, tu, o minge, tu. Hei, îndrălăule, alege tu, hai. Bravo! Ce duci la pașă cu dânsa? Acolo. Super simpatic, adică nu a pus el mâna pe jucărie și a zis, ia, o vreau pe asta. Mersi, da. Faci-mi una, te rog frumos. Da, poate da, când, vă rog. Aici, aici. Nebunie. Am vorbit eu cu toți fanii mei să facă poze și cu Neamărin și cu Gina și cu Cruduța și cu Andrei. Bă, vă rog eu frumos. Vă duceți și faceți poze și cu ei ca să nu... Da, bine, Vârciule. Te superi. Nu mă supă, n-ai Doamne, control. Ferește. Bineînțeles, și cu Pepino, să nu se simtă prost. Am terminat cumpărăturile și m-am dus la mașină. De aici am plecat la parcul acvatic.
frumos, ce m-am bucurat foarte tare a fost că David a venit lângă mine și și-a cerut scuze. Plâns așa o... Bine, mă, și-a zis, vezi că nu-i frumos. Că mi-e drag de tine și că ești cu Vârciu, asta nu înseamnă să faci figuri. Te rog frumos să mă ierți, Liviu, nu mai întâmple, iartă-mă. Și-a dat seama că a greșit, îmi cumpăra și lui un short. Vă dați seama că nu puteam să le iau la toți și lui nu. L-am pedepsit, dar nu în halul ăsta. Messi, da? Ia uite-l pe Messi. Noi avem tricol mai mișto. Noi facem fără echipă. Messi? Păi la fel, dar și noi tot la fel, avem echipa Messi. Mă sună colegul meu, Cătălin Scarlătescu. Bună ziua, colegul meu, Cătălin Scarlătescu. Vezi și îmi spui că ești pe speaker și sunt cu foarte mulți copii din tabăra lui Neamărin. Ce faci? Te-am sunat să întreb ce faci pe acolo. Ai grijă de copii sau n-ai grijă de copii? Am grijă de 5 copii. Îl salutați pe Cătălin Scarlătescu? Bună ziua! Ce faceți voi acolo, copii? Suntem cu Neamărin. Bine. Ce faci? Bine, învață-ți să crești copii, că o să-ți fac vreo 3. Ce să mai zic? Eu am o relație foarte frumoasă cu Cătălin, pentru că mi este exact ca un frate mai mare. Suntem și colegi, dar suntem și prieteni. Și pentru că e foarte mândru că am mai slăbit, și e pe drumul cel bun, mă sună și îmi spune, să știi, Ginuța, să știi că am mai slăbit și sunt foarte mândră de el. Cu cât trece timpul alături de copii, se leagă prietenii și fiecare nume începe să aibă o poveste. Drago și Delia zici că ar putea să-mi fie frații mei mai mici, că seamănă un blond cu ochi albaștri. Delia este un copil mai mare, e ca o femeie, pentru că ea gătește, ea face curățenie, ea grijă de frații ei. Copilăria mea este foarte frumoasă. Cu frații mei mă înțeleg bine și eu îi țin locul lui mama. Când părinții mei nu sunt acasă, eu gătesc, am grijă de casă, de animale, mai și spăl câteodată când ei sunt la treabă prin sat. Deocamdată noi nu avem prea mulți bani în familie și ne descurcăm totuși. Pentru mine, fericirea dă între lucruri mărunte și simple. Sora mea e fetiță mică, dar e foarte puternică. E ca o mamă pentru mine. Și mă bucur din toată sufletul că e aici cu mine. Îmi doream foarte mult să merg și eu în tabără. Tare curioasă eram cu să merg într-o vacanță. Sunt copii cuminți, sunt copii respectoși, sunt copii care muncesc acasă. Ne știm? Eu mă regăsesc foarte mult în copiii ăștia. Părinții mei l-au despărțit când eram mică. Și mama era ocupată cu munca și lipsea oarecum de acasă și trebuia să ne ocupăm noi de casă, mai și gătea pentru fratele meu. Și nu plecam în tabere și în excursii cum plecau toți colegii mei și oarecum mi-au lipsit și mie lucrurile astea. Poate că oamenii atunci când mă privesc au impresia că eu am obținut lucrurile mult mai ușor sau că am fost crescută în puf sau că n-a trebuit să depun niciun efort pentru tot ceea ce am eu acum. Nu. Dar asta m-a făcut să devin, nu știu, în viață, să mă zbat poate mai mult pentru lucrurile pe care mi le doresc și să nu mă las să nu le obțin. Și ne-am pus la șezlonguri. Hai bă, că nu-s multe. În 8-10 ore antrenat. E real, dracu să fii. Pace! Acum să vezi pace. O mâine bun. Norocul nostru că lui Neamărin îi place foarte mult în apă ca o rață leșească. I-am văzut doar în filme și la desene. Să ne amintim jocurile copilăriei lui Barbu Mărin. Asta se numește țurcă. 7! N-am atins-o! 7, nu contează! Abre că ești ofticos! Dacă ai ratat... Bună ziua, sărămâna! Marin Barbu, mă bucur! Sărămâna! Sărămâna, doamnă! Noi am avut o idee anul acesta să facem o tabără. Tabăra lui Neamărin, dar împreună cu colegii mei. Și avem copilașii ăștia și am venit la dumneavoastră cu... multă plăcere dacă puteți să ne ajutați să facă și bai, că n-au făcut niciodată. Da, foarte bine ați făcut, bravo. Mamă, ce mișto, o să ne simțim și noi bine, ne distrăm și noi, facem baie, o să fie frumos. Ce putem să facem pentru treaba asta? Țeapă. Am bătut palma să facem un barter. Copiii să intre, iar noi să muncim pentru copii, da? Atunci îi ducem pe copii, îi schimbăm și dumneavoastră ne spun ce avem de făcut. Am băgat copila și i-am schimbat. Ne-am dus, i-am aranjat acolo la vestiare. Le-am dat prosoape. Și momentul următor Neamărin zice: noi suntem gata. Ce ziceți dumneavoastră, aia facem. Unde mergem? Te
Deci nu mai suport să mai am chestia asta. Facem, da, muncim, deci ce ne pune să facem ca să ne... Să muncim de toți banii, că nu știu dacă știți, avem vreo 20 de copii cu noi. Intrarea e 30 de copii avem, de-aia muncim mult. Pa, să vezi ce mai pățim acum. Stați așa, le strângem pastea? Da. Le facem pachete. Și pe cele, da. Pachete, pachete, în jurul umbrelor. Exact, da? Speram că ajung și mă arunc în apă, adică, înțeles, mă duc și mă îmbălăcesc și eu stau, eu știu, fac ce vreau eu. Nu. Pe mine mă lăsați cu băiatul meu, faceți cu prezicese. Nu, că am mers cu el în mașină, băi, uite care e treaba. Și ne-am pus la șezlonguri. Doamne, acolo nebunie. E un loc foarte frumos, foarte mare, cu foarte multe șezlonguri. Hai bă, că nu-s multe. Foarte multe șezlonguri. În 8-10 ore antrenat. Sunt multe. Da, mă, dar uite aici, toată chestia asta e tehnică. Păi sunt 100 de șezlonguri, bre. Toate șezlongurile din lume erau acolo. Păi nu plecăm nici de bobotează, bre. Uite, bă, ăla doare mâna și face și tu doar vorbești fireal drag cu Andrei, vrei să arunc de deja nu, bre, am glumit. Pentru prima dată în viața mea care am fost la piscină. I-am văzut doar în filme și la desene piscine. Până acum nu am mers fost la piscină. De obicei avem iazul nostru. Ne facem bani în el. La piscină este mai frumos pentru că apa este mai curată și mai caldă. Nu te poți lovi și acolo este și mai sigur. Ca să putem să facem bălăceala aia, vedetele au muncit pentru noi. Am luat șezlongul, pune șezlongul, șterge-l cu cărpa, plouă, mouă, pune-l în cărcă, pune-l pe aia. Nu strângea pe aia de pe iarbă dacă se tunde iarba, nu? Am impresia că ți-e cam cald cu părul pe ochi. Pe cele de pe iarbă le aduceți pedale? Alea le aducem aici? Sigur că da. Perfect. Mă, m-am pus. Că ei trebuiau să tundă iarba, șezlongurile alea erau pe iarbă. Deci când le-am văzut, m-a luat cap. Hai, gopru. Hai, mă, așa, bă, uite, bă, iar la mal doare spate la om, că e 20 el, că e viteză. Pentru tătuțul lui face orice, bre. Totul se face organizat, bă, uitați-vă aici, învățați. Liviu! Da, iubire! Hai să mă ajuți la iubire să cară astea! Știi ceva? Iubirea are și ea un preț. Liviu, îți fac masaje, te dau cu lei. Haide, te rog! Dar și masajul la rândul lui e 50 de lei, dar dracu, că nu merge. Liviu! Te ajut, puiule, te ajut! Haide. Ce-ai făcut, mă, te-ai vândut? No. Nu te-ai vândut. Gina căra șezlonguri mai mult ca noi, pentru că, într-adevăr, noi am fost niște gentlemeni și am lăsat fata să-și facă exercițiile. Da, Gina a făcut, cum să nu? Mă bazam pe ea, oricum. Măcar știi ce se distrează copiii. La piscină, da. Îți dai seama că n-au fost și ei niciodată. Mi-a plăcut că ne-am îmbălce cu toți copiii, ne-am îmbălce. Ne-am jucat cu mingea, am notat cu prietenii. Ne-a învățat să notăm un instructor de acolo. Și cu aripioare și fără aripioare. Am avut aripioare. Când ai aripioare, te ții umerii, te ține și capul, că capul e pe umeri. A fost foarte distractiv. Pune-l aici, dai drumul și gata. Cârpa, nu ți-i ta cârpa niciodată. Dă-o dracu de cârpă. Cârpa arată că ești ocupat și că ai făcut cârpa. Vii cu cârpa, o storci la ștou, iau. M-am retras un pic cu colegul meu, Andrei. Hai, gogule. Că l-am simțit că tot o putoare și tot cheful de muncă pe care l-aveam și eu, l-avea și el. Vă dați seama, eu cu Liviu echipă la Neamărin, deci pericol. N-aveam niciun chef, vă dau cuvântul meu de onoare, deci n-aveam niciun chef. Iar, dragi, stai, ai fost cu curul. Bine-i faci, bre, nu mai pune, bre. De ce mai e, bre, mai pune? Bine-i faci, bre, că i-a zis să mușească. De ce mai nu mai pune? Păi ăla, ia-te, bă, băiatul, nu ne-a mărit. Băi, 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 băi.
Băi. Liviu nu face altceva decât să caște. Normal să-i dea neamărit. Mai bine îmi bătea vă jumătate de oră și mă lăsa să dorm o oră. Era perfect. N-am pus amult, a stat un minut și ăla cu cocoloașe. Păi omul e nebun, stă geană pe tine, se uită pe să vadă, muncesc ăștia, muncesc. Bă, putură sunteți ai dracu, de-aia faceți echipă bună, mă. Păi uite, bre, cârpa, udă, fleașcă. Din momentul ăsta, dacă nu vă prinde Neamărin, vă învălui eu pe partea altă. Băiatul Neamărin, ne învălui și pe noi. Băiatul Neamărin, la rău. Stai că venim acum, stați. Hai, puneți-vă voi cu bătrânii. Fata babii cea cu minte. Fata moșului. Mă luat la mișto că-s băiatul Neamărin, vezi, doamne, pe mine, mă bate Neamărin. Mă luați la mișto, mă? Din cauza nu e cauza noastră. Băi, stai, mă, pe pizza, că n-ai interes. Stai, mă, fratele nostru, băi, se pune problema. N-am fost așa trădător. Când cu mine, când cu tine, când cu ăla. Se pune problema la noi. Hai, treci pe unde pe mucare pe acolo? Unde uite, bre, cum se duc unul stânga, unul dreapta, unul la mișto, bre, muncem ca proștii. Doi puturoși, tu ce crezi? Asta am crezut că ești mai serios. Te-am păcălit! Însă am să le enervăm pe bătrân dacă totul e ardă de glume, da, hai. Cârpa. Te-am păcălit! Cârpa e întotdeauna, nu trebuie să lași cârpa niciodată. Cârpa e... Și ne-a lăsat. Tu îi spui, îi spui, el tace, tace, dar el acumulează. A căra? Mamă, să moară viața. Ce? De ce, mamă? De ce, mamă? Stai, 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 de ce, să moară dacă ești corect. De ce? Să moară dacă ești corect. De ce, doamne? Ce vrei, doamne? Ce, doamne? Băi, eu te l-ai omorât și pe ăsta. Tu pe mine m-a bătut? Eu să bucioabă tăie în continuu. Păi nu, de ce? Păi bate și pe aia, ce c***. Uite cu chelul ăla. Ori dai, ori nu-i dai. Dai, bre! Ia uite, fii atent, fii atent. În continuu, una, două, îl bat pe vârciu. Spre Neamărin, uite care trebuie. Amândoi am spus același lucru. Și el a zis de rău și eu am zis de rău. De ce tocmai pe mine mă bați? Bate-l și pe ăla, a fost la fel ca mine. I-am dat! Păi rupe-l, să-l văd din genunchi. Rup, vrei să-l omor? Bre, Neamărine! Pace! Pace! Pace? Bre! Acum să vezi pace. Pace! Pace? E nebun omul! Omul e nebun, nu știu de unde vine cu și cu ce dă, că poate să dea cu orice, poate să dea cu parul, o ușă să-ți vină. Mamă! Telecabină, o gondolă, o... poate să cu orice găsește... E nebun, băi! Stai pe loc, că dau! E nebun, băi! E nebun, măi, dă cu... Până la urmă le-a relegat și pe Andrei un pic. Dă-i tare! Ce mai dare, mă, mâna! Pace! Azi râi pe dreapta, mă! Ce nebun! O muncă fără bătaie n-are rost. La Neamărin, spre marea lui bucurie, a avut șansa ca acești copii minunați ai noștri să fie înăuntru la bazin, să se joace, să se dea pe topogane. În timp ce noi ne luam paparas. Pentru că nu poți să dea în tine când sunt copii, că nu dă exemplu bun. Mereu vorbește, lasă zic cu copiii că sunt copii. Neamărin, de acum s-a cam făcut mai cu minte, nu prea mai dăm vedete. Neamărin, trebuie totul să mai ceartă un pic așa vedetele, pentru că ei trag chiulul de la muncă foarte mult. Neamărin îi pune să muncească totuși pentru ceva, că doar nu îi pune degeaba pentru el. Cred că am început să simt ce simte Neamărin. M-am bucurat un pic că a luat bătaie și Andrei. Nu știu de ce, dar prietenul meu și iubesc, mi-e drag de mor de Andrei. Te-am avut așa o... la primul băț, la doilea băț, adică... Nu-i rău să vezi că mai e un prost care ia bătaia. Energia trebuie dată în mod egal. Păi bune acum, tu ai 100% energie. 25% bate-mă pe mine. 25, pe mine. Ăla a muncit cu mine. Nu 25, am muncit cu mine, uite. Tu păstrează-ți acolo, că nu știi cum începe și el să o ia razna. Cine este? Pepe. Și trebuie să-l bași și pe ăla. Și în partea de ăștia lanții 25, au rămas 17-50, Gina 17-50 cu Luluță. 12-50 cu 12-50, iertați-mă că eu am făcut CFR-ul, nu informatică. Hai, gata! Hai la baie, luați-vă tot, băi! Am mutat în jur de 128 de șezlonguri de pe iarbă pe pavele. Și vă 48 de șezlonguri ori 4, că nu pot să fac calcul acum când mă apucă dracii, de pe pavele pe pavele, unul peste altul. După plată și răsplată. Nu
norocul nostru că lui Neamărin îi place foarte mult în apă, ca o rață leșească. Nu știu dacă știți, ele de leșină tot timpul. S-a băgat un pic în bazin, a făcut două bazine. Mi-am crezut că și acolo trebuie să facem ceva. Mi se avea impresia că vine cineva, că bam, 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 bam. Haideți să vedem! Ce trebuie să mai facem, doamne? Păi avem niște balustrade de inox, trebuie curățate și alea. Eu i-am zis din plută. Vă plătesc toate intrările. Lăsați-mă să revin cu umărul. N-a putut să se afară să muncească, s-a dus la doamna aia, haideți doamnă, dați-mi repede să văd ce am de șters. Pepe și Vârciu, mai stați voi un pic în bazin și eu cu Andrei mă apuc de curățenie. La piscină, bineînțeles, la distracție, ce poți să faci mai frumos decât să ștergi balustradele? Aia e. Și ia uite-mă pe mine, ieși din apă, ziceam și eu că mă relaxez, că mă nu știu ce. Ia uite-mă cum spălam eu bările alea de inox. Ce să vezi? Așa e bine, când părinții muncesc pentru copii, aia e ideea. Copiii să distreze și părinții să muncească. Așa e dat. Că două fete și un băiat are. Neamărin, Mudava. Neamărine, nu știu ce s-a întâmplat, când îți mulțumesc pentru ziua de astăzi, ești prea tare. Să mândru de tine, tăticule! Mândru! Eu! Nu mi-a spus nimic, nici mie, nici lui Pepino. Andrei! Eu eram în piscină și îmi recuperam un pic brațul stâng și Andrei ștergea balustrada și eu să era la mișto, îi ștergem puțin aici să ieși eu, știi? Ce parte? Partea asta pe dreapta. Da, băiatul, da, sigur că da. Cu bunătatea lui te face să te simți și prost că ai fost prost. Asta înseamnă colegialitate, nene, să-ți ajungi colegul la greu. Am făcut, mi-am făcut treaba, mi-am terminat treaba. După care m-am dus la copii. M-am bucurat foarte tare când au venit și ei la bălăceală. M-am suit pe umerile Andrei cu tălpile și el s-a băgat în apă, așa de tot, el mai se vedea. Și am s-a ridicat în sus și am sărit peste cap. A fost foarte frumos. A fost foarte distractiv, mai ales când ne-am băgat în topoganele cu apă și când ne-am aruncat de pe topogane în apă. Acolo a fost foarte frumos. M-am dat de vreo 4 ori pe topogan. Țulai viteză, mama mia! Foarte tare! Pe lângă toată munca pe care am făcut-o și bucuria supremă a fost până la urmă această fericire a copiilor. M-am distrat foarte mult. Nu mai am cuvinte să spun cum m-am distrat. A fost superb. Copiii s-au distrat, noi am făcut baie, vă mulțumim frumos! Întotdeauna! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Gata, copii! Hai! La masa de seară din oraș, o pizza ar fi o banalitate, dar pentru acești copii, vedetele le-au făcut nu doar o surpriză, ci le servesc cea mai râvnită specialitate. A venit pizza! 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 Cine papă pizza? Pizza! Poftă bună! Buon appetito! Poate dintre toate mâncărurile pe care noi le-am făcut pentru ei până acum, i-am văzut ce mi-a fericit la pizza. Te mănânc eu! Dacă nu pap tu bucățele alea două, te mănânc eu. Bianca a mâncat o bucată și a mai pus o bucățică, n-a vrut să mânge și aia îmi schimbă. Tai două bucățele, să le mănânce pe alea și e de ajuns. Bianca e altceva. Mor după ea. Deci e atât de bine să te înțelegi cu un copil, să-i spui, uite, asta și cu asta. Să facă doar... Și-a înțeles. Am mâncat 4 felii. A fost excelent. Au mâncat cu atâta plăcere. Pentru noi, oamenii din orașe, pizza e ceva normal. Dar pentru ei, eu cred că e un lux. De la mica meu, Petru, știi ce își dorește? Propriul lui pat. Mă, ești nebun? Petru are un vis, își dorește propriul său pat. Nu mi-a venit să cred când am aflat asta. Doarme cu mami, cu tati, și cu frățiorul, mai are încă un frățior de 3 ani și își dorește propriul pat. L-
La noi acasă doar tata lucrează. Lucrează în construcție. L-am întrebat ce vrea să se facă atunci când va fi adult și mi-a spus că își dorește să aibă muncă de birou. Pentru mine, o slujba la birou înseamnă să lucrez la calculator, să lucrez cu cifre. Mi-aș dori din suflet să îl revăd peste ani și ani realizat, fericit, cu o muncă de birou așa cum și-a propus. E un copil frumos, un copil bun și vreau să îndeplinesc visul ăsta, să aibă cea mai frumoasă vacanță alături de mine. Grație memoriei de urs carpatina lui Neamărin, multe lucruri sunt bine păstrate, inclusiv jocuri de acum 100 de ani pentru alții uitate. Pe vremea lui Neamărin, jocurile erau cu totul și cu totul altfel. Așa, bravo. Lumea se distra mult mai bine decât se distrează acum în fața calculatorului. Auzi. Ne amintim frumos la ușa mea, când ne întâlnim cu fericirea. Să ne amintim jocurile copilăriei lui Barbu Mărin. Țurcă. Asta se numește țurcă. Țurcă. O bucată de lemn, de, să zic așa, 25 de centimetri, care se ascute la ambele capete pe patru laturi și se numerotează 1 roman, 3 roman, 5 roman, 10 roman. Cifre romane chiar. Nu știu, cred că au luat jocul ăsta de la romani. Asta este țurcă. Ăsta se numește batac. Batac de la bătaie, că bați cu el. Cum credeți că se jucau copiii pe vremea lui Neamărin? Acum 164 de ani. Prima dată se face o groapă, uite așa. Țurca se pune invers decât batacul, se hotărăște care echipă aruncă și care echipă prinde. Trebuie să prindeți asta! Se apasă tare în pământ și se creează o forță acolo. N-ați prins! Vezi, aici e problema. Așa jocuri de tâmpiți aveți când erați mici. Stai să vezi ce, cum mergi. E, dacă n-ați prins-o, atunci echipa lui Pepe este prima care va bătea cu batacul. Ce jocuri se juca Neamărin când era mic? Cam astea juca Neamărin. Vă dați seama că de asta și a ajuns aici. E atent acum. 3. Dă de 3 ori cu batacul. Fii atent cum. Dar știi că 10 dai de 10 ori, nu? Dă-te la o parte. Dați-vă la o parte. Puși de acolo. Uitați, una! Un fel de baseball, nu? Una! Asta e baseball. Erau nebun, mă, când erau mijloc. Două! Ia lăsați-l să joace singur, mă. Ia lăsați-l, da, lăsați-l să joace. Hai să vezi la urmă ce urmează. Du-te, nebunule, cu țurca ta cu tot. Ia-te-mi, băi, păi, ia, du-te, Firial Dracu. Păi de 5, de 5, de 5, pac, pac. 3! Vă dați seama, aveam în memorie când era tânăr și alerga pe ulița aia. Băteam țurca asta când eram copii pe toate liniile satului. Joacă-te-l mai mata, că de-aia suntem copii. Păi mă, trebuie să vedeți și o mă, dacă așa nu-mi veți. Dar ce s-a prins în joc. Dacă, de exemplu, asta, băi, stai-mă un pic. Asta o luăm altă parte. Ferească, a vrut un copil. Bio! Deci trebuie să o lovești aici, să dai, stai ușor. Aici, băi, cât? Băi, să dai tot timpul încolo, să nu dai pe-n carte. Bine! Încă de nori, du-te să vezi, hai! Du-te de nebun, nebunul meu. Să vezi acum, mai merge? Nu! No, n-ai voie să o așezi! Alo? Șapte! N-am atins-o! Șapte, nu contează, ai dat, ai ratat! Păi dacă n-am atins-o, ce ai? Opt, ai ratat! Nouă! Nouă! Păi, la mișto! Dacă ai ratat... Hai, bre, că ești ofticos! Păi, no. Dacă e gata! Opt! Zece! Nouă! Lasă acolo, nu lasă-l pe Neamărin! Știi că, fii atent, câteodată dă așa și îl vezi când vine cu bățul înapoi. Neamărin e tot copil? Nu. Neamărin, nu trebuie să spui problema dacă e copil sau nu. Băi, 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 stai așa. Stai să dea. Atenție, hai. Bine, una. Dacă vrei să ai o întrebare despre Neamărin, să vârsta. Între cât și cât. Da? Da. Da. Of, tot timpul mă sună cineva la ora asta. Alo, alo, nu știu cine. Maxim. Cu bătaie 12. Minim 6. Deci nu știi exact pe acolo. Foarte frumos jocul, m-am plictisit.
Deci chiar nu mi s-a părut interesant. Am eu multe jocuri din astea din copilărie. A promis că ne mai învață niște jocuri. Și de-abia aștept. E bătrân? 59. Pare de 70 pe 50. Pare de 70. Neamăi are 80 și... Câți ani are mă neamă? 87, nu? Mai pot. Păi dacă începem să alergăm, moare. Ei mă bârfeau. Ce începe, frate? Ce începe? Mă cap! Ca să înseamnă asta! L-am strivit pe Neamărin ca pe un gândac. Ce mai vede țipa așa? De câte ori? L-am mușcat de odi. Ca de obicei, când mă plictisez, aș arunca și de la balcon. Ia telefonul meu, că sar! Prinde-te cu mâinile și te prinde noi după aia, hai! Vino, mă, vino cu aceea. Hai! Prinde-mă!